Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Binecuvântare și rugăciuni la început de an școlar. Atenție șoferi! Reparații la podul peste râul Oituz pe DN11, Ferăstrău Oituz. Hanu Marian, plutonier ajutant, șef pompier de onoare al județului Bacău. În județul Bacău, pe DN11, la kilometrul 108 plus 400, în zona Ferăstrău-Oituz, se desfășoară lucrări importante de reparații la podul peste râul Oituz. Aceste lucrări sunt menite să asigure siguranța rutieră și stabilitatea infrastructurii podului, care reprezintă o rută importantă de tranzit. Lucrările includ reparații curente atât la nivelul infrastructurii podului, cât și la nivelul căii de rulare, unde sunt vizate refacerea stratului de asfalt și consolidarea elementelor structurale. În plus, intervențiile se extind și la nivelul albiei râului, unde sunt efectuate lucrări de protecție și stabilizare a malurilor, pentru a preveni eroziunea și a reduce riscul unor eventuale inundații sau avarii pe termen lung. Aceste reparații sunt esențiale pentru a asigura continuitatea traficului pe DN11, o rută intens circulată care leagă Bacăul de Brașov prin trecătoarea Oituz. Autoritățile locale și regionale îndeamnă șoferii să circule cu prudență în zona lucrărilor, unde circulația ar putea fi temporar restricționată sau deviată, pentru a permite desfășurarea în siguranță a activităților de reparație. La mijlocul lunii septembrie, părintele protopop Nicolae Zaharia a fost prezent în mijlocul elevilor și cadrelor didactice la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Onești. La troița închinată sfinților mărturisitori din temnițele comuniste, care este așezată în fața liceului, au fost înălțate rugăciuni de pomenire pentru eroi și mărturisitorii neamului nostru. Și de asemenea, elevii și cadrele didactice au fost binecuvântate la începutul acestui an școlar. În cuvântul de învățătură, părintele protopop a amintit despre importanța semnului Sfintei Cruci în viața creștinului. Crucea este simbolul suprem al sacrificiului și al iubirii necondiționate a lui Dumnezeu față de oameni. Prin semnul crucii ne amintim de jertfa lui Hristos și de mântuirea adusă întregii umanități. Ea este un semn al puterii divine și al credinței în Dumnezeu, un ghid care ne îndrumă în momentele dificile și ne întărește credința. În fiecare zi, prin semnul Sfintei Cruci, ne reamintim angajamentul față de valorile creștine și găsim forța de a înfrunta provocările vieții. Totodată, părintele protopop a vorbit despre cruce cu sensul de greutate pe care o purtăm în viață, care ia forma unei neputințe, unei nereușite, a unei boli uneori, care nu trebuie să fie privită neapărat ca o povară, ci ca încercare îngăduită de Dumnezeu spre întărirea credinței și spre mântuirea noastră. Plutonier adjunct șef Hanu Marian, șef gardă intervenție stingere încadrat la ISUJ Bacău din anul 2006, a avut de-a lungul carierei sale sute de momente în care a demonstrat că iubirea față de semeni este o trăsătură indispensabilă a acestei nobile meserii. Subofițerul nostru a demonstrat nu doar profesionalism, ci și o empatie profundă, îndeplinindu-și atribuțiile de serviciu cu un devotament remarcabil. Implicarea sa activă în toate activitățile a fost evidențiată, dar a strălucit cu adevărat în momentele critice, când curajul său a făcut diferența între viață și moarte. Pe 25 iunie 2024, subofițerul a răspuns unui apel de urgență care l-a dus la marginea unei fântâni adânci de 18 metri. Acolo, o persoană se afla în pericol. Fără ezitare, a folosit cunoștințele sale de alpinist de intervenție, lăsând la o parte orice teamă. Cu determinare și dorința de a salva, a coborât în fântână cu inima bătându-i puternic în piept, știind că fiecare clipă contează. Cu abilitate și calm a reușit să o extragă pe victimă în siguranță, predând-o echipajului SAJ. Imaginea acelei persoane conștiente în siguranță este o dovadă a curajului și profesionalismului său. Pe 28 iunie 2024, subofițerul a fost din nou pus la încercare, când a intervenit pentru a salva o altă victimă, de această dată din canalul colector al râului Bistrița. Când a observat persoana aflată în dificultate la doar 3 metri de mal, instinctul său de salvator a acționat.
A luat măsurile de siguranță necesare și a sărit în apă, asigurat cu cordiță, cu gândul doar la salvarea victimei. Fiecare secundă petrecută în apa rece a fost o luptă, dar dedicarea sa a fost neclintită. A reușit să aducă persoana la mal în siguranță și să o predea echipajului SAJ. Aceste acte de bravură nu sunt doar mărturii ale abilităților sale tehnice, ci și a umanității sale profunde. Ofițerul nostru nu este doar un salvator, ci un erou al zilelor noastre, un om care, în momente de maximă intensitate, a ales să acționeze. Cu bunătate și curaj a transformat frica în speranță, făcându-ne mândri să-l avem alături. Felicitări, camarade! În mijlocul lunii, profesorul și renumitul istoric Corneliu Stoica și-a lansat volumul Sub flamura eternității, Regimentul 27 Infanterie Bacău. Fața unui public numeros, profesorul Corneliu Stoica a avut parte de o participare numeroasă. Distinși oameni care păstrători ai istoriei, promovări, cei care promovați istoria, pentru că noi, generația tânără, avem nevoie de dumneavoastră și generațiile care vor veni au și mai multe nevoie, pentru că cuvintele, imaginile care sunt întipărite în aceste cărți vor dăinui. Noi am fost trăitori și suntem trăitori, ne-am educat într-o epocă și într-o eră analogică, acum ne-am dus în epoca și în era digitală, dar cred că trebuie să păstrăm și partea de hârtie. Ne onorează Târgu Ocna acest eveniment, această lansare de carte și cred că este un moment potrivit ca în cadrul unei manifestări, în cadrul unor manifestări de bucurie de zilele orașului Târgu Ocna, manifestări care se întâmplă odată cu hramul orașului, care este sărbătorit pe data de 15 august, odată cu adormirea Maicii Domnului. Și anul acesta chiar a fost așa o împlinire, pentru că zilele orașului s-au deschis în seara de miercuri, cu prohodul de la Biserica Centrală din oraș, Biserica Precisa, la bisericii au fost manifestări frumoase de celebrarea 24 de familii din Târgu Ocna, care au împlinit 50 de ani de viețuire împreună. Astăzi, un eveniment cultural la Târgu Ocna, un eveniment de excepție, lansarea unei cărți. Prezența dumneavoastră aici ne onorează, ne și responsabilizează totodată și vor urma alte evenimente artistice, culturale, sportive, iar zilele orașului se vor încheia la fel cu o manifestare religioasă. Este o chestie iarăși cu emoție, pentru că va avea loc resfințirea unei biserici vechi, o biserică cu tradiție, o biserică așezată într-un cadru complex, pentru că acolo a funcționat cândva o unitate de tip penitenciar în care oamenii au suferit. Și duminică, în prezența înalt preasfințitului Părintele Ioachim și cu soborul de preoți, vor face slujba de resfințire. Deci iată că Târgu Ocna traversează așa cu cele trei simboluri pe care noi promovăm localitatea, frumusețea, credința, eroismul. Iată că acum, în aceste zile, s-au îmbinat. Și vremea de afară a venit să ne aducă o bucurie, ploaia, mult așteptată. Și puțin ne-a schimbat felul nostru de organizare, dar eu cred că este de bun augur. Vă mulțumesc pentru că ați ales să deschideți acest curs de prezentare, de lansare a acestor cărți, distinse domnule profesor Corneliu Stoica, Târgu Ocnean. Noi ne mândrim și sunteți un cetățean de onoare a localității, pentru că astfel de lucrări nu pot fi editate decât cu o muncă asiduă. V-ați dedicat întreaga viață studiului, căutărilor, scrierilor, dincolo de pregătirea tinerilor generații, pentru că ați dus o viață de dascăl la catedra cele mai importante instituții din oraș, Colegiul Național Costache Negri. Vă felicit, vă onorează, dați-mi voie să vă urez o continuare a scrierilor, pentru că e nevoie de așa ceva. Eu nu pot decât să vă spun că și noi, aparatul executiv a primăriei, împreună cu Consiliul Local, încercăm să păstrăm tradiția vie, să organizăm manifestări, să deschidem, să punem la dispoziție spații, să punem la dispoziție evenimente, să punem la dispoziție chiar și un pic de buget, atât cât se poate, pentru că e nevoie.
vă felicit pe toți, apreciez că într-o zi de vineri ați ales să fiți prezenți la Tibocla și vă așteptăm și cu alte evenimente. Vă urez succes, mă bucur că... Domnule general, ați reușit să faceți această prezentare din ceea ce se ocupă la chinească Mulțumim Parvo, să reușiți să punctați câteva chestiuni, pentru că o asemenea carte nu se poate prezenta în detaliu decât la cel puțin trei întâlniri de astea așa de lungă durată. Dar să prezinți esența și nu neapărat esența în totalitate, o esență din noianul de valori care sunt în carte și care reprezintă munca autorului, dar mai ales reprezintă sacrificiul militarului român. Ei, lăsăm acum pentru puțin partea militară și invităm un civil să prezinte pe domnul inginer Mihai Ceucă, un pasionat colecționar și dacă ar fi să numărăm câte titluri și, mă rog, de cel mai înalt nivel la concursuri, congrese întâlniri, medalii primite în gradele cele mai înalte și să ne prezinte din perspectiva colecționarului de imagini de data aceasta. Imaginea clasică a unui colecționar este aceea a unui cetățean de regulă cu ochelari, avar și egoist, care se închide într-un birou, se așează la masa lui de lucru, cu o lampă, cu o lupă, să-și admire, să-și așeze comoara de care dispun. Eu fac parte din grupul colecționarilor care a spart cutumele. Idealul meu este acela că imaginile în sine, cartoanele cărților poștale ilustrate, sunt într-adevăr ale mele. Dar imaginile foto de pe aceste ilustrate sunt bunuri publice destinate celor cărora le-au fost inițial destinate și ilustrate. Este motivul pentru care eu unul, într-o paranteză de laudă, posesor, se spune, a cele mai complete colecții de cărți poștale ilustrate de epocă din județul Bacău. Deci, revind, eu unul, am pus de niște zeci de ani la dispoziția tuturor celor care au avut plăcerea să le utilizeze. Deci am pus la dispoziție imaginile tuturor. Vineri 13 septembrie 2024, Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești, în parteneriat cu Colegiul Național Grigore Moisil Onești, director profesor Irina Livia Enache, a organizat festivitate de premiere a ediției numărul 26 a concursului Prix de la Francofonie, la care au participat atât elevii moisiliști, coordonați de profesorul Loredana Hanganu și profesorul Virginia Smărândița Brăescu, cât și elevi de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, coordonați de doamna profesor Elena Lăcrămioara Agache. Organizat anual de CEPAJ,
Comité Eziné pour l'Animation de Jumelage, concursul PRID de la Francophonie încurajează exprimarea creativă în limba franceză în rândul elevilor din școlile de nivel gimnazial și liceal din Onești și contribuie la consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două orașe înfrățite, Eziné-Onești, motivând elevii și recompensându-i cu premii frumoase, diplome și cărți în limba franceză, marele premiu fiind o excursie de o săptămână la Eziné-Bordeaux din Franța. De-a lungul timpului, elevii din Onești au obținut anual numeroase premii la acest concurs francofon de creație și au fost recompensați de CPAG Franța cu diplome, premii în cărți de la librăria Le Mot de Zebre și o excursie de o săptămână la Eziné-Bordeaux pentru câștigătorii premiului întâi. Câștigătorii concursului PRID de la Francophonie, ediția 26 din 2024, sunt la nivel de liceu. Premiul întâi Daniel Iacovorski, 18 ani, Colegiul Național Grigore Moisil Onești, la Liberté, profesor coordonator Loredana Hanganu. Premiul al doilea Andrei Vasile Spoială, 19 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Mouranj, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Premiul al treilea Elena Pleșcan, 17 ani, Colegiul Național Grigore Moisil Onești. Comin Muș din Antoile Darine, profesor coordonator Loredana Hanganu. Mențiune Ioana Maria Gogu, 16 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești. L'amour à l'adolescence, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Mențiune Bianca Ioana Pavel, 16 ani, Colegiul Național Grigore Moisil Onești. La lingua francez un antu pour ma carrière, profesor coordonator Virginia Smărândița Brăescu. Premiul pentru poezie Emilia Munteanu, Andrei Vasile Spoială, 19 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Mouranj, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Nivel gimnaziu. Premiul întâi Ilinca Alexandra Andreea, Liceu Paraschiv, 14 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Le Teatre, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Aniversarea în 2024 a 26 de ani de când a fost lansat concursul PRID de la Francophonie reprezintă o mărturie a cooperării și dezvoltării durabile a proiectului de înfrățire dintre orașele Onești, Bacău din România și Eziné-Bordeaux din Franța, o contribuție importantă la inițierea și reușita acestui proiect, având conferențiar universitar dr. Emilia Munteanu, a cărei personalitate și activitate remarcabilă pentru promovarea limbii franceze și a valorilor francofoniei au fost foarte frumos și emoționant evocate de către fostele sale eleve, profesor Virginia Smărândiță Brăescu și profesor Elena Lăcrămioara Agachi și de către domnul Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești, din partea autorității locale care s-au implicat activ în susținerea acestui proiect, au promovat spiritul francofon în comunitatea oneșteană și au îndrumat pe elevi pentru a-și dezvolta abilitățile de scriere creativă în limba franceză. Proiectele de înfrățire între localități construiesc dialogul intercultural și intergenerațional, promovează diversitatea lingvistică și incluziunea, înțelegerea și conviețuirea pașnică între popoare. Prin încurajarea colaborării și a schimbărilor la diverse niveluri, educațional, cultural, social, antreprenorial și economic, aceste proiecte facilitează descoperirea unor noi perspective de dezvoltare durabilă, înțelegere reciprocă, cooperare și solidaritate internațională. Prin schimburi de experiență și bune practici pe teme de dezvoltare durabilă, guvernanță locală, educație și cultură, înfrățirile dintre orașe ajută la deconstruirea stereotipurilor, contribuind la o mai bună înțelegere a provocărilor și oportunităților comune, reprezentând adevărate laboratoare de experimentare socială, în care diversitatea culturală este celebrată, unde generațiile învață unele de la altele și unde orașele devin actori ai schimbării globale. Sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna a găzduit miercuri 11 septembrie 2024 de la ora 18 un eveniment cultural deosebit, turneul Târgu Muzical. Acest proiect interdisciplinar își propune să aducă în prim plan o fuziune între muzica barocă și contemporană, completată de scenografie și proiecții multimedia, oferind publicului o experiență artistică unică. Turneul, care se desfășoară în mai multe orașe târg din România, este inițiat de Asociația Clavier Art și are drept scop revitalizarea vieții culturale din comunitățile locale printr-o abordare inovatoare a muzicii clasice.
Târgu Muzical invită spectatorii să exploreze un univers cultural divers, la granița dintre vechi și nou, concret și abstract. Corina Răducanu, pianista și unul dintre organizatorii turneului, a declarat: sunetul muzicii clasice va fi pus în valoare printr-o formă de expresie contemporană, creându-se o punte care unește arta clasică cu arta secolului 21. Ne dorim, prin intermediul acestui concept, ca muzica barocă și contemporană, scenografia și proiecția multimedia să creeze un arc peste timp la îmbinarea dintre vechi și nou. Evenimentul oferă o oportunitate rară de a experimenta o combinație armonioasă între tradiția muzicală și tehnologia modernă, recreând spiritul menestrelilor în varianta contemporană și aducând astfel un omagiu patrimoniului cultural. Cătălina Ciofu, deputată PNL, despre situația elevilor și bursele școlare din anul 2024-2025. Deputata PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, a făcut recent o scurtă informare cu privire la începutul anului școlar 2024-2025, menționând atât numărul elevilor înscriși, cât și al profesorilor care predau în instituțiile de învățământ din România. De asemenea, a subliniat importanța burselor școlare acordate pentru susținerea elevilor cu rezultate deosebite, dar și pentru cei care provin din medii defavorizate sau care urmează învățământul tehnologic. Ciofu a evidențiat că aproximativ 3 milioane de elevi au început cursurile pe 9 septembrie, fiind sprijiniți de un corp didactic format din 300.000 de profesori și personalul auxiliar. În contextul îmbunătățirii infrastructurii educaționale, peste 800 de școli sunt relocate temporar, aflându-se în proces de reabilitare sau modernizare, iar aproximativ 2200 de unități de învățământ sunt incluse în programul Masă Caldă, oferind mese zilnice pentru 650.000 de copii. Bursele școlare, un sprijin pentru excelență și reziliență. Un punct important al informării a fost cel legat de bursele școlare acordate în anul 2024-2025, care variază în funcție de performanțele academice, dar și de situația socioeconomică a elevilor. Bursă de excelență olimpică 1, între 750 și 3.000 de lei acordate elevilor care au obținut premii la olimpiadele internaționale. Bursă de excelență olimpică 2, 700 de lei, pentru cei care au câștigat premii la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației. Bursă de merit minim 450 de lei, acordată pentru cel puțin 30% dintre elevii fiecarei clase de gimnaziu și liceu, cu o medie generală de minim 9,50. Bursă de reziliență 300 de lei pentru elevii din primele 30% care au avut o medie anuală între 7 și 9,50 sau cei cu afecțiuni oncologice sau cronice. Bursă socială minim 300 de lei pentru elevii din medii defavorizate. Bursă tehnologică minim 300 de lei destinată elevilor din învățământul profesional și tehnic. Bursă pentru mame minore minim 700 de lei, oferită elevilor care au sub 18 ani și au copii în întreținere pentru a susține educația și integrarea lor școlară. Investiții în educație și sprijin pentru elevi. Cătălina Ciofu a subliniat că bursele oferite reprezintă un sprijin esențial pentru elevi, încurajând performanța academică și susținându-i pe cei din categorii vulnerabile. De asemenea, a subliniat importanța măsurilor luate de Ministerul Educației pentru a îmbunătăți condițiile din școli și a oferi un mediu educațional adecvat pentru toți elevii. Această informare vine într-un context în care România continuă să investească în modernizarea infrastructurii educaționale și în susținerea tinerelor generații pentru a asigura un viitor mai bun și o educație de calitate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Duminică, 22 septembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 23 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Luni, 23 septembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire,
Cerul va fi parțial senin, maxima zilei va ajunge până la 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 12 grade Celsius. Marți, 24 septembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!